recomandările autorităților. Este mobilizare de forțe în acest moment la Slatina. Echipajele poliției, cele ale jandarmeriei, ale poliției locale se află în acest moment pe stradă, unde opresc oamenii pentru a-i verifica dacă au asupra lor acea declarație pe propria răspundere privind deplasarea după ora 22. Totodată, oamenii sunt sfătuiți să rămână în case pentru a evita riscul de îmbolnăvire. Vă aducem la cunoștință că nu aveți voie să transportați în regim de taxi, doar dacă persoanele în cauza au adeverință, se deplasează la locurile indicate, da? Doar cu adeverință circulați. Da? Și vă rugăm, stați în casă pentru noi, că și noi stăm în stradă pentru dumneavoastră. Stați în casă pentru noi, noi stăm în stradă pentru dumneavoastră. Vă deplasați doar în caz de strictă necesitate și urgență. Acesta a fost mesajul ferm al forțelor de ordine transmis seara trecută la Slatina și în toată țara, când a avut loc prima acțiune de control privind restricțiile de circulație după ora 22. Echipajele poliției și cele ale jandarmeriei au blocat intersecția de la CEC din municipiul Slatina. Taxiuri, pietoni, autoturisme, autobuze, toți cei aflați în trafic au fost opriți, verificați și avertizați că vor răspunde în fața legii dacă nu au o urgență și nu dețin asupra lor o declarație pe propria răspundere privind motivul deplasării. Aveți legitimație, vă dăm, da? Bun. Deci de mâine seară, dacă nu aveți legitimație, nu mai puteți să vă facem legitimație. O seară bună. Cunoașteți prevederile ordonanței militare 2 din 21-3-2020, da? Ia să vedeți și noi, deschideți-ne și noi să vedem. Ați scris-o, domnule, da? Nu toate persoanele aflate în trafic aseară aveau motiv urgent de deplasare. Unii nu aveau adeverință și nici de ce să iasă din casă la ora respectivă. Acțiunea a fost coordonată de conducerea poliției Olt. În imagine a fost surprins adjunctul IPJ, comisarul șef Cristian Rădoi, care îi explică unui șofer că riscă răspunderea penală. Echipajele de intervenție au mers apoi pe străzi, în cartiere, în cât mai multe zone din Slatina, pentru a informa pe oameni cu privire la regulile care au intrat în vigoare începând de aseară. Siguranța dumneavoastră și a celor din jur, rămâneți în casă. Ieșiți doar pentru urgențe. Protejați-vă sănătatea. Nu vă expuneți. Un act de identitate aveți? Da. Vă deplasați la... muncă acum, nu? Potrivit noilor restricții privind circulația pe drumurile publice, sunt reguli care trebuie respectate noaptea, dar și pe timpul zilei. În intervalul orar 6-22 se recomandă circulația persoanelor în afara gospodăriei sau locuinței doar pentru următoarele motive. În primul rând, deplasarea în scop profesional de acasă către locul de muncă și, bineînțeles, înapoi, deplasarea pentru achiziționarea unor bunuri care să acopere produsele de bază necesare persoanei sau, bineînțeles, animalelor de companie și domestice. Dacă pe timpul zilei vorbim momentan doar de recomandări, pe timp de noapte încălcarea acestora se pedepsește. Același act normativ, ordonanța militară numărul 2, prevede faptul că în intervalul orar 22.06, accesul și circulația persoanelor în spațiile publice sunt permise doar cu motivele pe care le-am enumerat anterior. Așadar, dacă nu vă aflați în niciunul dintre cele 5 motive enumerate anterior, nu aveți dreptul să circulați pe drumurile publice. Colegii mei de la poliție, respectiv colegii de la jandarmi, sunt în trafic începând din această seară cu ora 10 și până la finalizarea dispunerii acestor măsuri de interzicere, de restricție a circulației persoanelor în spațiul public, pentru a verifica dacă acestea sunt respectate. Atenție! Amenzile pentru cei care ies din casă fără un motiv întemeiat sunt cuprinse între 100 și 5.000 de lei. Toate aceste prevederi puse în aplicare de oamenii legii au fost valabile de aseară de la ora 22 și până în data de 25 martie. Începând cu această dată, respectiv 25 martie 2020, intră în vigoare o nouă ordonanță militară, a treia de la începutul de urgență, care interzice deplasările inclusiv în timpul zilei, cu excepția cazurilor invocate în documentul respectiv.